Autoritățile din Coreea de Sud au înăsprit măsurile pentru prevenirea extinderii coronavirusului după ce 52 de noi cazuri au fost raportate vineri, în vreme ce situația din China pare să intre sub control potrivit datelor oficiale citate de BBC News. În total, 156 de cazuri cu coronavirus au fost confirmate până în prezent în Coreea de Sud, cel mai mare focar de infecție după China și nava de croazieră Diamond Princess. Premierul sud-corean a anunțat că țara se confruntă cu o situație de urgență și două orașe din sud, Daegu și Cheonggon, au fost declarate zone speciale. Din cele 52 de cazuri anunțate vineri, 41 sunt în Daegu, oraș aflat la 300 de kilometri sud-est de capitala Seul, iar din aceste 41 de persoane, 39 provin dintr-o sectă religioasă.